Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la încă un video cu un joc! Felix se simte puțin mai bine! Sau nu? Na. Deocamdată nu, dar e pe calea cea bună. Astăzi suntem echipa albastră și o să ne jucăm un joc care se cheamă... Momo! Cică e cu o păpușă Barbie, voi ați zis așa, se jucă... Pe bune? Cică e un joc cute, na, joacă-te, tu bagă-ți mâna tastatură. Dar nu prea pare așa de cute, Felix, nu-i totul roz. Zice că e din ăla cu surprize. E un fel de Granini după cum arată aici. Cum deschid ușa? Pe F, așa e apăsat. Ceva se aude? Sau ușteți pașii mei. Da, uite prin cameră, poate găsim vreun obiect. Mă uit pe aici sau o să mă uit jos mai întâi. Mi-e frică de scările astea, mă duc să văd ce e aici. Păi dacă ți-e frică de lege, nu te uiți în cameră, poate găsim... Cine era nebuna aia? Făcea curat, bunez, nu? Ce fac? Nu știu, trebuie să ieși obiecte sau ieși din casă ca la Granny. Deci aici se pare că e curat. Mamă, da, ce renovări. Fata asta a făcut curat aici. Mă duc să deschid ușa. Încă nu știu exact cu E sau cu F. Cu F. Cu F. Și aici e curat. Și aici a făcut curat. Mamă, să nu faci grăzie, să vină la etaj. Auză, dacă mă prinde, ce mă fac? Că îți roade piciorul. Îmi roade piciorul? Deschid și pe asta. Mamă, dar trebuie să găsim ceva sau care e ideea la jocul ăsta? Ușa asta nu se încuiată. Poate deschide. Dar mie mi-e frică, Felix, dacă vine fata aia la mine. Să sperăm că e greu să urce scările. Hai să mă duc. Se pare că nu pot să deschid de la distanță. Dar toate camerele astea sunt goale, se uite, pare. Ia vedea dacă poți să iei zahăr. Poți să-l iau cu E? F. Cu F? Da, nu se poți să iei zahăr. Nu pot să-l iau. Da. Dar trebuie să-l iau, Felix. Uite, mi-arată acolo mână. Îți arată mână, dar nu... Cum fac ca să dau pe mână? Dă-i mai aproape de el, dacă nu știu. Dacă vine fata aia și mă mănâncă... Dă-i mai aproape de el. Oh, l-ai... Ce fac cu el? Bă, nu cred că trebuie. Nu crezi că trebuie? Nu cred că trebuie. Du-te, mai uși pe acolo. Bun, dar ce sensibil este mouse-ul, tu știi? E sensibil că... Hai de mine, mă dau cu capul de toți pereții! Ce-i chestia aia? Robila. Mă duc să iau? Aha. Dar nu știu cum să iau, Felix, că nu știu cu mâna. Apasă pe F, așa, nu vrea. Apasă pe F și pe E, nu poate vrea. Nu trebuie să o iei, poate de decor. Schi ușa aici. Eu mă duc aici pe scări. Da, și pe pod, uite podul. Mă duc aici pe pod? Uh-huh. Să mă duc? A, mergi pe pod. Da, se pare că pot să merg pe scări. De scări. Mai ușa aici. Auzi, mă duc pe jos, Felix. Mai ușa asta. Asta era blocată. Aia la altă. Cealaltă mă duc. F. Oh, am deschis-o. Bun. Ce e aici? Nici ia vezi dacă poți deschizi geamul de curiozitate. Pot? F. Mm-mm. Se pare că nu pot. Bă, dacă vine aia să fugi, să nu stai să-ți roadă piciorul. Auzi, mă duc la aia, vreau să văd care-i faza. Fugi, mă, că te mâncă. Mă duc, Felix, mă duc. Stai, controlele-s puțin ciudate. Tu nu știi să te joci. Îți spun eu, uite. Uai, cât e animalul, cât din altă. Mă duc la aia, vreau să văd. Cred că e asiatică. Stai că vine spre mine. Fugi! Fugi după canapea. Asta seamănă cu casa lui Granini, pe bune. E ca al meu. Fugi! Salut, fată, ce faci? Uite și tu. Mă duc eu după ea. Auzi, dacă îmi face ceva rău. Deci dacă se ridică, e mai mare decât tine. Crezi că e cât casa, că se ridică. Salut, domniță. E mare, măi. Mă duc să o urmăresc. Mă duc după ea. Dar de ce nu te-ai spălat pe fugi, pipi? Fugi! Nu știu pe unde să mă fug. Hello? Stai puțin, asta vorbește cu mine? Nu trebuia să mă contactezi. Știu unde este și o să vin. Ce anume unde este? Păi nu știu, Cristina, dar se pare că ea știe unde este și o să vină. Stai că joacă gamerul. Dar auzi, asta e timidă? De ce vorbește cu mine prin mesaje? Mono! De ce nu vorbește față în față cu mine, ca fetele? Și dacă n-are voce. Hă? Mono, eu plec afară. Au! Au, mă luat de picior. Eu nu mă las. Păi nu plec din casa lui Mono. Momo, se pare. Momo. Asta are telefon Bengos, uite, știu, are iPhone. Nu, ăsta e al nostru. Iar ne răspunde de un râpci. De cu un primul Nokia. Mamă. Dintre la cu butoane, bun. Care este ideea în jocul ăsta? Trebuie să ne lăsați Coco sfaturi, cei care ați recomandat jocul acesta. Mie mi se pare super interesant, dar nu prea știu exact ce trebuie să fac, ce să găsesc, știi? Am plecat! Bravo! Dar se pare că ai o curte. Asta e curtea? La Granini, seamănă cu Granini, Felix. O să stai acolo, fata! Dar ia fracă podelele, nu știu ce faci, spală pe jos. De ce să ajung pe acolo, cred? Păi e o pirniță pe acolo ceva. Pe aici. Are o casă destul de mare asta, trebuie să recunosc, nu? Mamă, ce s-aud pașa și să zici că port tocuri. Dar se pare că port tocuri, Felix. Hai, de pe aici pot să merg. Hai că sună interesant. De ce nu pot să deschid ușa? Pe aici pot să merg. Dar ce întunecat e totul, nu? Întunecat, așa nu-și plătesc anelul.
Asta ce e? Cuptor de pizza! Cuptor de pizza! Mamă, nu puteai să iei pe acolo pe scări? Stai să văd. Ce e aici? Un pătuț acesta? Benzină? Am reușit ceva să poți fac. Poți să dai foc, cred că. A, uite, trebuie să găsesc o baterie, un telefon și o ventilator. Uite aici, mă arată cecul, vezi aici? Auzi, dar tu se pare că, cred că ești pe timp, vezi că ți arată acolo secundele. Că se dea timpul, că mă mâncă. Nu neapărat secunde, nu știu ce s-alea. Da, timp. Care scări? Unde ziceai tu că scări? Pe undeva pe aici, pentru o parte, dar de învârtitea de multe. Unde? De ori, încă nici nu mai știu. Nu mai știu pe listi, că nu le-am cu direcția. Ai de mine. Pe aici, pe undeva erau. Cristina, mi s-a părut. Stai, că mă pierd aici. Stai, deci mă duc aici. Da. Așa, și ies afară. Da. Și acum trebuie să mă duc prin casă să găsesc ceva. Ce casă creepy are nebuna asta? Mama. Așa o cheamă? Mama. Asta e numele ei? De scenă. Numele de scenă? Mama. Felix tipă ca un bărbat. Ca un bărbat adevărat. Păi dar nu se întâmpla, m-a prins de picior. Mă placă, mama. Dar că acum mă descurc. Deci, și fiază că vine după mine. Mama, trebuie să găsesc bateria și... Ce aici? Mama. Mama. Dar mie îmi place că e destul de liniștită, vezi? E pare așa inofensivă, cum ce te prinde de picioare. Hai să văd eu. Te înhață și nu-ți mai dă drumul. Mama. Vezi că vine. Mama. Dar ce așa de ciudată? Nu pot o să înțeleg. Mama. Mama, unde ții tu lucrurile care trebuie să le găsesc eu? Mama. Era să scap, am văzut, numai că m-a șotrât așa. Da. Era să scap de ea? Cum făceai? Dădeai un picior în cap? Fugeam, ca disperatul, fugeam cu aiepurile de câmp. Păi Felix, eu zic data viitoare să încerc să țin mai puțin și să fugi. Cristina, dar nu pot pentru că face parte din ființa ta de gamer. Dar aici sus nu pot să merg, sigur să merg sus aici așa. Cum merg sus? Încearcă, Felix, că eu n-am reușit. Eu am trecut prin scară, sunt atât de subțirică încât am trecut direct prin scară. Se pare că și eu. Se pare că și tu ești. Na. Mamă. Norocul meu e că asta nu poți să urci scări. Na, unde ești, fetiță? Mama! Da. Uite mama! Mama! Salutare! Mama! Eu trebuie să găsesc lucruri aici. Uite, chestia asta îmi trebuie. Ce aia? Vreo minge. Oh, minge. Mama! Nu știm cum să luăm lucrurile, că nu putem să apăsăm pe nimic. Mama! 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 Eu mă duc pe afară, deci, mama. Mama! Mama! Bun. Te duci în curte? Așa, bine ca să... Dar, mamă, nu vrei să iei până afară să te închid eu. Deci eu trebuie să găsim un ceas, nu, o telecomandă... Unde scrie? Uite, a, partea stângă. Chestia asta, aici, vezi? Bateria... E, și unde le găsim, oare? Că văd că nu prea are mobilier fata asta. Uite că bateria am găsit-o. Bun, ai luat-o? Poți să o iei? Uite așa, dau click pe ea și mă arată cecul. Bun. Super, Felix. Atunci, uite aici, telefonul, partea stângă. Unde? Pe aici, nu? Mi s-a părut, atât de întunecat jocul ăsta. Mamă, dar ce joc întunecat. Nu prea văd mai nimic. Mă duc, mă urc în jurul casei. Mama? Unde ții tu, mama? Mama, ăla ce este? Piaptăn, radiator, ce este? Trebuie să găsim un telefon, o chestie și o baterie. Ce chestia aia din mijloc? Zici că e piaptăn pe mama, partea stângă. Da. Da, ce? Înăuntru, pe aici, ceva chestie. Mama? Mama? Poți să intri pe geam? Bă, nu știu, că apăs și nu intră. Mama, voi v-ați jucat jocul ăsta vreodată? Nu-i așa că e super creepy? Bine, să te uiți pe geam. Ciudat, așa. Stai să vezi, dacă niște hoți s-ar uita pe geam și-ar vedea pe asta cum se tărărece, nu mersi! Nu vor, auzi, dar știi ce mi-am dat seama că nu suntem asortați cu mamă. Suntem echipa albastră cu toți, ai văzut? Da, și mi s-au oprit secundele. Oh! Eee, când am găsit, cred că aia. Hai că e fain, trebuie să duci pe ușa principală. Mama, nu vii să-i pahar. Vezi că vine. Nu vine. Uite și tu, e blocat acolo. Ești blocat! Și mai spalte picioare, fată, că miroase. Îți miroase picioarele. Îți miroase picioarele. Eu trebuie să ne gândim la un plan. Na. Ajutor, poliție! M-a prins o fată aici care miroase picioarele urât. Mă urc pe ăsta. Ăsta e planul tău, asta, Felix. Asta am fi viața în viața reală. M-aș urca pe ăsta și aș fi stat acolo sus, că ea nu poate să urce, și aș fi țipat până când cineva n-a mai putut de nervi și ar fi venit să vadă care-i faza. Ce plan sofisticat are Felix. Mama! Mama! Este timidă. Este o fetiță de casă, se pare că ei place să facă curat. Toată ziua lustruiește podelele. Dar e cam sărăcuță așa, nu prea are mobilă pe ce vezi, tocmai s-a mutat. Dar nu-i trebuie mobilă, că nu se ridică. Mamă, lasă-mă să-ți caut în casă! Mamă! N-ar fi comic în Cocosceaba când le renovăm la ăia casele să vedem pe mamă? Mamă? Cum se plimbă? Mamă! Stai că iau acolo ușă și vreau să ajung. Mamă, nu vrei să vii pe aici? Hai pe aici, mamă, dar cum e asta? Nu știu cum. Nu știu cum o iei, Felix. Hai, cred că poți să treci pe acolo de ea. Că s-a dus. Mamă? Dacă vine în față. Mamă?
Uite, aici e ușa. Hai, încearcă să o deschizi. Aici. Poți? Poți? Da. Vezi că s-a dus o alarmă, ceva. Ce se întâmplă? Am căzut pe scări. Am căzut pe scări! Ei, eu cred că aia de fapt este un fel de... Nu trebuia să intri acolo. Eu cred că mă prins de picioare. Eu că o să plec de acolo. Eu cred că atunci când Piuie a venit după mine. Mamă? Probabil. Cred că atunci când Piuie vine mult mai repede. Da, ia să mă duc acolo să văd dacă vine mamă după mine. Dar se ridică vreodată în picioare. Păi de mine, cred că e cât tavanul. Așa cred și eu. Cred că este mamă! Mamă? Mamă, unde ești? Mamă? 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 Mamă! Fetiță? Fugi, Felix, fugi. Așa, bine că nu te-a văzut. Mamă? Da, lasă-o să plece puțin mai departe, știi? Ca să n-aibă așa timp când vii. A, se pare că nu se mai aude data asta. Dar fugi tu cu fața. Se aude pe YouTube. Ia, vezi. Vreau să văd ce face. Vine? Mamă? Mamă, ce faci? Se pare că nu vine. Dar ce creepy, ui. Ai de mine, dar ce s-a întâmplat de-a trecută? Ce-i asta? Cred că m-a prins ea trecută. Asta e chestia, cred că a doua pe care trebuia să o găsești. Ok, am găsit a doua chestie. Bravo! Pa, pa, opa. Hai, ne aud o muzică faină care... Hai de capul meu! Te-ai zis cum mergea, n-am avut de să fug săracul de mine! Săracul de Melis! Mamă! Și chestiile alea două nu-ți rămân salvate, nu? Oh, de mine trebuie să le iei o dată? Mai știu unde erau. Da. Prima baterie, mai știi? Da, una afară. Ok. Hai să iei prima dată prima chestie. De cap, mă. Asta, să vedem când caz de nu poți să o iei ca să nu te dea la început, știi? Eu nu găsesc una, știi? Nu găsim telefonul! Unde este telefonul? Lăsați-ne scris în cocosfaturi, dar cred că trebuie să găsești vreo cheie să deschizi anumite uși. Și după aia. Auzi, ia prima dată chestia greu de luat. Da, nu știu că nu e o chestie a prima dată greu de luat, că mă prinde pe acolo. Trebuie să fac cumva să o fraieresc. Înțeleg. Poate trebuie să o sun de la telefon, nu știu. Cred că... A, știi care e faza? S-ar putea telefonul să fie la ea. Nu știu, că de pe el îți dă mesaje. Păi și cum mă duc și eu iau pe fata asta? Zic și eu, nu? Mama? Te pune aici să cauți un telefon și ea totuși dă mesaje. Cred că are vreun telefon prin buzunar pe acolo. Mama? Mama? Pe ce rețea ești? Mama? Ai minute? Nu știu ce să zic. Nu te repede totuși. Poți să iei? Fără să vină? Mama? E creepy rău jocul. Mama! Uite, vine pe aici, mama. Doamne, să joci jocul ăsta noaptea. Ce bă, că cred că ai coșmar. E lumina afară și mă abțin să nu-mi fac pe mine. Ce face? Na, bă, ce faci? Nu te bag în seamă deocamdată. Sau da. Vine, știi, ea vine încet, dar sigur. Place puțin să-mi conjure, vezi? Așa. Nu ia direct. Ce e? Pe aici e ceva? Am găsit. Oh, se pare că a luat telefonul. Bravo. Hai, du-te acolo jos și ia chestia aia. De capul meu, dar fugi, 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 fugi. Să vină, să vină, să vină, să vină, să vină! Am găsit, am câștigat, am câștigat, am câștigat, am câștigat, am câștigat, am câștigat. Fugi, Felix! Am luat toate cele trei lucruri. Ce nebunie de joc, dar trebuia, cred că, să ieși din casă, știi? Da, 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 da. Ați cărușesc acum, că sunt gamer! Mamă! Cum o cheamă pe ea? Mamă! Acum, dacă aș putea cumva să nu mă prindă în temnița aia, dar nu știu cum să o ocolesc. Nu știu nicio, trebuie să dai vreo ocupație. Cred că trebuie să faci pe undeva vreo pată, ca aia să se ducă pe acolo, să spere pe jos. E că asta e ușor, nu știu cum dau. Bun, aici ai ceva. Ai luat-o, perfect. Așa. Mamă! Și acum du-te și ea chestia asta, știi că după aia dacă iei pe aia, aia o iei degeaba. Mamă! Hai, ia-o repede. Mamă! Unde-i mamă asta? Uite acolo. Vai, Felix, vine după tine, Felix! De capul meu. AA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  Ce m-ați venit la urmă și tot să fie așa de profe de noi? Stai, bă, că mi-e chiar mi-e frică, pe bune. Stomacul meu! Ți-o fost, ți-e frică? Da, mi-am zis întresărit. V-a fost și vouă? Stai, dar cum se întâmplă? Hai să mă duc prima oară prin pivniță, repede. Asta zic, du-te prima dată în pivniță și după aia poți să mă iei celelalte chestii. Mama! Mama! Doamne, ferește-mă și păzește-mă! Pui cu apă sfințită! Dă-mi apă sfințită, Cristina! Așa n-am auzit în viața mea! Dă-mi de apă! De cam... Uite, stai puțin! Mă vede, ce face? Și tu ziceai la început că nu poate să urce pe scări. Să-mi dă apă. Ziceai că nu poate să urce. Să mor eu, nu alta. Dar nu știu cum uneori mă vede! Cred că depinde de cât de murdar este parchetul.
Mamă, unde e fata? Știi, dacă nu e așa de murdar, nu te vede. Mamă! Adică te vede dacă nu e așa de murdar. De fata? Bun. Uita, e acolo, fata. Aproape. Merg prin ființă, că ăla e greu de luat, că celălalt le iau eu. Da. Dar cu toate astea, când vrea, fuge repede. Așa am văzut și eu, dar cum putem să-i atragem atenția, poate? Să-i distragem atenția. Ai luat telefonul? Așa. Acum du-te pe aici, dar nu știu. Fugi, Felix, fugi, 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 fugi. Nu! Nu, fată, nu veni! Nu va... Așa stau. Pe bune, crezi că nu te vede? Da, da, da. Pe bune, tu chiar crezi că nu te vede de aici? Da. Ia mă caută, dar nu știu unde sunt. Stau, eu fac liniște acum, asta fac eu. Mama? Mama? Ce sunete? De capul ce meu. Ce melodie? Nu mai vine. Se pare că nu vine Felix. Nu știu că ia chestia asta repede și tu și mai stai acolo și scări. A făcut gălăgie! Acum m-am prins, faci gălăgie, trebuie să taci din gură când e muzica. Trebuie să taci din gură când e da. Muzica? Deci ați auzit să taci din gură când e muzica? Hai de cap, deci stai puțin, dar eu le-am luat pe doamna dintre ei, dar mă prins pe aia. De capul meu. E destul de nebună, mamă, asta. Voi ați trecut, ați bătut pe... Mamă. Spuneți-ne cât de departe ți-a ajuns și care e următorul pas pe care trebuie să-l faci. Că n-am mai făcut pe mine. Da. Ce fel s-ai făcut pe tine? Ioi. Hai, sper să reușești data asta. Deci facem liniște, închid da? Ușa. Închid-o, hai, cred că e bine. Ar fi comic să te fie așteptat aici. Aici, stop. Nu! Care este faza? Ce trebuie să facem, pe bune? Mai încerc o dată. Ce trebuie să facem? Și după aceea încerci tu. Ba încerc eu, nu. Deci... Eu nu prea înțelege eu că le-am luat pe toate trei și ar fi trebuit să plec, să mă descurc. Am nevoie de cheat-uri. Așa, mă duc și le iau pe ăla. Și le iau ultima dată pe ăla, poate trebuie să le iau pe toate trei. Trebuie să le iei pe rând? Nu știu ce să zic. Mama. Bun, am luat prima dată chestia da. Asta. Dar poate trebuie să folosești, nu știu. Să pui bateria asta undeva și suni și telefonul. Mă arată doar ce, nu știu care e faza. Uite pe Momo acolo. Uite, Momo freacă podeaua. E bun. Tu nu vine în fața mea, Momo, că fac? Putem să punem undeva bateria asta? Ce trebuie să facem? Uite. Felix, vezi că opa, vine. Opa. Dar vin afară, fată, dacă ești tare. Hai, Momo, afară! Că mă învârt în jur. Dar știi care e faza? Ar fi tare să o aduci afară și tu să fugi repede. Dar eu nu pot să înțeleg, da, eu nu pot să înțeleg de ce e așa rapidă asta, ființa asta. Momo? Tu n-ai prieten? Vezi că te-a sunat. Dă-i bip! Mă, dar unde-i? Mama! Nu știu unde-i, nu mai vine. Mama! E foarte ocupată. Păi dacă s-a luat în piniță, m-am făcut. Uite-o. Hai, vine aici. Aaaa! Dar ce rapidă! Ia ăștia prins! Joacă! Dar de ce să mă joc eu, Felix? Că eu pierd! Cum dau? Aștept, aștept să vorbească. Mama! Hai, Mama, ăla e, aia e poza ta. Na, du-te. Bun, hai că mă duc. Dar ce ciudat e jocul. Stai, trebuie să apăs pe ceva? Pe Y. Hai, mă duc. Du-te în piniță. Mă duc în piniță? Mm-hmm. Doamne, Felix, eu abia am deschid ușa. Am văzut. Ați văzut? Abia am deschis ușa. Mamă, dar ce te descurci? Mă descurc super bine. Oh, stai că eu deja am coborât aici. Eu mă duc. Du-te. Hai, pe F. Da. Hai, deschide-te ușa. Du-te în spate, că nu poate tine. Așa, eu am plecat repede. Bag-te sub scări. Dar du-te până jos. Stai, mi-e frică. Dar și degeaba mă bag sub scări, Felix. Stai să nu te mișca, nu te mișca. Stai să nu te miști! Stai să nu te miști, că fugi, tine, fugi. Gata cu Momo. Eu mă descurc. Gata cu Momo. Lasă-mă cu Momo. Lasă-mă, nu mai am baterie la telefon. Nu uite, apăsați butonul de Coco Like. Dați-ne sfaturi. Dați-ne Coco sfaturi, că nu știm ce să ne facem cu Momo asta, cu Coco Momo. Eu mai pot. Ce facem cu Coco Momo? Momo, lasă-mă pace, Coco Momo. Nu băgam Coco. În data viitoare. Pa!